Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, eu sunt Sandu Gospodaru. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o zamă de fasole, sau cum vreți să-i zice, o ciorbă de fasole, la noi se zice zamă de fasole. Pentru această rețetă o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am aici un kilogram de fasole albă, pe care am ținut-o de-a moi 2-3 ore. Mai avem nevoie de smântână sau de groșchiuri, cum se zice la noi, vreo 300 de grame de smântână. Avem aici un ciolan prefiert, un ciolan tare frumos. Uitați ce frumos e. Ăsta e prefiert. Mai avem nevoie de o legătură mare de mărar, sare, chiperi. Noi avem, ăsta e opțional, noi avem aici un zarzavat care se pune pe ciorbe și pe tocăniță în el lipsit din cămara noastră, dar acum ăsta e opțional, că nu o să aibă toată lumea. Legume cât de multe, 4 morcovi, o ceapă mare, un ardei capia, iar tot aici mai avem niște vegete de casă făcută de noi, vegete de casă din legume făcută de noi. Cei care doriți aveți rețeta pe canalul de YouTube și de vegete și de zarzavatul ăsta pentru tocăniță și pentru ciorbe. Între timp mi-am pus și o cratiță cu apă pe foc să fiarbă și o să facem rețeta împreună pas cu pas. Apa noastră pentru ciorbă tocmai ce fierbe. Acum o să mergem dincolo și o să punem fasolea la fiert. Da, oameni buni, apa noastră de fasole fierbe. O să punem fasolea la fiert și o să-i dăm un avans de o jumătate de oră, pentru că fasolea fierbe mai greu. Ciolanul, așa cum a zis, e un ciolan prefiert și la fierbe una două, nu trebuie mult. De-aia o să punem fasolea prima dată și o să-i dăm avans. Dăm un avans de o jumătate de oră. Așa, înăpustim toată fasolea acolo. Bun. Și o să o lăsăm, o să-i dăm un avans de o jumătate de ceas ca să fiarbă, iar apoi o să revin cu alte imagini. Da, o să ne apucăm, oameni dragi, o să ne tăiem toate legumele. O să tăiem și ceapa și morcovii și ardei. O să le tăiem toate cu bulețe. Așa, o să le tăiem toate mărunt, acum fiecare cum poate de mărunt. Ia așa, cât mai mărunt. Am terminat ceapa de-o tăiat, o punem deoparte. O să ne tăiem și ardeiul capia și morcovul. Așa, la fel procedăm și cu ardeiul capia. La fel îl tăiem ca și ceapa cu buleță. Acum n-are rost, oameni buni, să vă țin, că doar toată lumea știe cum să taie ardeiul capia. Eu îl tau așa în fâșii subțiri, că mi-e mai ușor. Iar după aceea îl tau cu buleță. Îl tau fâșii, iar după aceea e mult mai ușor de-l tăie. Și îl tăiem cu buleță, la fel ca și ceapa. Ia așa, cât mai mărunt. La fel o să procedezi cu morcovii, o să-i tau un chi mai grosier, o să vă arăt că morcovii tau un chi mai grosier. N-am terminat de tăia și ardei, punem deoparte. Acum o să tăiem și morcovul. Tăiem și morcovii. Morcovii tau, ia așa, îi tau pe din două. Și după aceea îi tau un chi mai mărișor. Ia așa, bucăți un chi mai mărișoare. Pentru că vreau să-l găsesc în ciorbă. Acum dacă vreți puteți să-l tăiți și rondele, care e mai mic, care e mai subțire. Dar eu așa o să-l tau, îl crep în două și după aceea îl tau mai grosier un chi. Îmi place să-l găsesc să se vadă în ciorbă, să aibă și un pic de culoare, ciorba să se vadă morcovul în ciorbă. Opa. No, așa o să procedăm, oameni dragi, n-are rost acum să vă țin. No, am terminat de pregătit toate ingredientele, așa cum îmi place mie, le-am tăiat toate, le-am dărăblit. Acum o să mergem dincolo și practic ne apucăm de rețeta propriu zisă. No, oameni dragi, așa cum am zis, am dat un avans la fasole de o jumătate de ceas, o jumătate de oră. Am lăsat-o să searbă bine. Acum o să adăugăm și legumele. Ne pustim morcovii. Ne țipăm tăți aici.
țipăm ceapa. Așa, o țipăm și ceapa, o năpustim. Punem ardeiul ca apea. Țipăm toate legumele aici, frumos. Amestecăm un pic. Și o să iasă o zamă de fasole jos cu pălăria. O să pun și vegeta de casă făcută de noi. E o vegetă de legume făcută de noi în casă. Așa. Și o să pun vestitul zarzavat pentru ciorbe și pentru tocăniță, făcut de noi. Cei care doriți, așa cum am spus, aveți rețeta pe canal și o să vedeți că după ce îl faceți odată, o să-l faceți în fiecare an. O să pun două linguri. Uitați ce frumos e și o să vedeți când pun în oală cum să și schimbă culoarea la zamă. Ia uitați cum să și înroșea deja. Și numai o lingură am pus. Mai punem o lingură. O să vă arăt ce frumoasă culoare de la zama noastră de fasole. Așa. Și o să punem, oameni dragi, o să punem și ciolanul. Ia ce ciolan frumos. Îl țipăm și ăsta aici. Am o să ne și intre un pic. Așa. Facem un pic ruz de loc. Așa, ciolanul e vedeta zămii de fasole. O să pun un praf de chipeș, un praf de sare. Acum chipeș și sare pun mă un pic, pentru că oricum o să punem la sfârșit când îi dăm gustul final. Dar punem și acum ca să-și tragă legumele și ciolanul. Nu pun foarte mult, mai ales că și vegeta e un pic sărată. Așa, amestecăm un pic uruț. No, și mai lăsăm așa să se iarbă și legumele, tot așa mai bine de o jumătate de oră să fiarbă și legumele și ciolanul. Am scos ciolanul, oameni buni, l-am lăsat un pic să se răcească ca să-l putem tăia. Acum o să ne apucăm și o să-l tăiem. Tăiem de ciolanul. Acum fiecare și-l taie cum vrea la el în zamă, mai mare, mai mic. Așa, nu un pic curuț. Să ne facem un pic de loc. Eu o să-l tau bucăția cam așa ne de mari. Tăiem cam așa de mare. Și așa o să procedăm cu tăt ciolanul. Mamă, mamă, ce bun. No, am terminat de tăiat tăt ciolanul. Îl țipăm aici. Îl țipăm în olă. În zama noastră de fasole. Eu trebuie să am grijă să nu mă stropiesc. Așa, țipăm tot aici. Facem o olă mare de zamă de fasole, că noi facem și pe câte două zile, nu-i problemă, că ne place fasolea. Așa, bun. Ne amestecăm și mai lăsăm un pic uruț. Mai lăsăm să mai searbă vreo 10 minute și după ce am țipat ciolanul tăiat. No, oameni dragi, am mai lăsat, după ce am pus ciolanul înapoi, am mai lăsat vreo 10 minute să mai searbă. Acum o să ne apucăm și o să facem smântâna, o să pregătim smântâna. O să încercăm să luăm lichid de aici din olă, să punem peste smântână. Și să încercăm să o aducem la aceeași temperatură sau cât de cât la o temperatură apropiată cu cea din olă, ca să nu se brânzească smântâna, să nu se cășuiască. Așa o să procedăm, oameni dragi. O să punem de mai multe ori. Nu are rost să vățâ, nu are nimic dacă mai are și cu legume. Că tot acolo ajung. Așa o să procedăm. Până aducem la o temperatură apropiată cu cea din olă. Acum multă lume, oameni buni, nu știe. Am văzut că foarte multă lume se miră că pun smântână pe zama de fasole. Dar să știți că la noi în Maramureș, aproape toată lumea și face zama de fasole, o face, sau ciorba de fasole, o face cu smântână. Toate domnile și toate găzdoile, cum le zic eu, folosesc smântână pe zama de fasole. Încercați și dumneavoastră și apoi o să vă convingeți, o să vedeți ce zamă bună iasă. Și o să mă sunați și o să mulțumiți.
pune smântână și o să vezi ce zamă de fasole bună iasă. Am adus smântâna noastră aproape la aceeași temperatură, la o temperatură cât de cât apropiată cu cea din olă. Așa, ia uitați. Am subțiat smântâna. Acum un lucru iară foarte important, trebuie să dați foc un pic mai încet, cât mai încet, sau să trageți ola de pe foc în timp ce puneți smântâna și să amestecați în olă. La fel cum fac și eu, am dat focul mai încet și o să punem smântâna și o să amestecăm. În același timp și amestecăm. Așa. O să luăm să limpezăm bine, bine și boulul. Așa. Iar mi-am strătit șorțul ăsta. Iar e foarte sensibil. Și mai lăsăm 5 minute, oameni buni. Iar apoi o să-i dăm gustul final. O să dăm sare, tiperi, un pic de zamă de ardei, iute. No, oameni dragi, zama noastră de fasole. Am mai lăsat-o 5 minute să mai dea bine un clocot bun. Acum o să adăugăm mărarul. O să punem și frunzele de mărar. Acum mărar puneți din belșug, oameni buni, că e foarte bun și foarte sănătos, în special la ciorba de fasole. O să punem un praf de sare și un praf de tiperi. Mamă, mamă, ce fain mirosă! E foarte important să fiarbă ea și cu smântâna. După ce puneți smântâna, să dea două clocote bune. O să punem tiperi, sare, dăm gustul final. Așa. Bun. Amestecăm și o să acrim, o să punem un pic de zamă de pardei, uite, nu foarte multă, că noi ne mai punem în farfurie. No, nu ne place nouă să fie foarte acră, fiecare își pune după cum îi place. Mamă, mamă, ce frumos miroase. O mâncare jos cu pălăria, oameni dragi, o să vedeți ce. Punem și două linguri de zamă de ardei, uite. Nu o să punem foarte mult, mai ales că a fost și smântână și și smântână o crea un pic. Atâtuca. Cine mai vrea, își mai pune în farfurie zamă de pardei, uite. Așa, oameni buni, amestecăm. O să oprim aragazul, o lăsăm închis să se liniștea. O să pun în farfurie și vă arăt farfuria finală. O zamă de fasole găzdească, cu un ciolan bun afumat. Mamă, mamă! Uitați ce bine arată, sper să vă placă și dumneavoastră. O să-și opresc aragazul. No, oameni dragi, zama noastră de fasole e gata. Ea așa arată. Numai că e fierbinte, că ea se aburdine. Sper să vă placă și dumneavoastră cum a ieșit, dar vă garantez că e foarte bună. Lângă niște ceapă cu oțet. Așa. Să vedeți și dumneavoastră cum arată. O să o lăs un pic cu rusă să răcească. Ciolan, fasole, legume cât de multe. Vă garantez că e foarte bună. O las un pic să se răcească și apoi mă ocup eu de ea. Oameni dragi, eu sunt Sandu, gospodarul. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Să vă abonați dacă vă face plăcere, pentru că e gratis, nu vă costă nimic. Până data viitoare, vă doresc numai bine, rău la nimeni.